7 lucruri pe care nu ar trebui să le faci dacă tensiunea arterială este mare cu toată conștientizarea generației actuale despre tot ceea ce este în lume, există un număr înfricoșător de greșeli în ceea ce privește comportamentul corect cu tensiunea arterială ridicată. Acest material vă va spune ce să nu faceți dacă tensiunea a crescut. 1. Încălzește-te în orice fel, este imposibil să încălziți corpul la tensiune ridicată. Există opinia că tensiunea poate fi redusă prin metoda populară de vasodilatație datorită încălzirii intense a corpului. Aici se folosesc tehnici precum o baie fierbinte sau un tahar de alcool. Este absolut imposibil să faci asta dacă beți un pahar. Vasele se vor extinde într-adevăr oarecum pentru vreme, dar s-a stabilit științific că celulele sanguine se lipesc mai intens atunci când se consumă alcool și, ca urmare, crește riscul de tromboză și creșterea tensiunii chiar mai mare. În ceea ce privește o baie fierbinte sau o saună baie, chiar și cu o ușoară creștere a tensiunii, inima va funcționa prea intens în timpul unei astfel de încălziri, dând vaselor o sarcină datorită pompării rapide a sângelui și acest lucru neutralizează complet efectul vasodilatației. Datorită temperaturilor ridicate, în plus, foarte periculoase pentru sănătate din potrivă, în caz de creșterea tensiunii, este recomandat să vă așezați mâinile sub un jet rece de apă, apoi să vă umeziți coatele și lobi urechii cu apă rece. 2. Cul câte mulți pacienți hipertensivi sunt sigur că odhinna este o condiție prealabilă pentru hipertensiune arterială, ceea ce înseamnă că trebuie să vă întindeți, să nu stați sau să mergeți această opinie, este eronată în rândul medicilor, există chiar o astfel de expresie ca impune o criză hipertensivă. Dacă tensiunea a crescut, atunci o plimbare tendelete ar fi soluția ideală, întrucât, cu o activitate fizică moderată, sângele este îmbogățit cu oxigen mai intens, devine mai subțire și, din această cauză, tensiunea scade în mod natural. Dacă mersul pe jos nu este disponibil, trebuie să luați o poziție pe jumătate așezată. 3. Eliberați rapid tensiunea Nu eliberați rapid tensiunea cu cantități mari de medicamente. Mulți oameni hipertensivi cred că scăderea rapidă a tensiunii arteriale este singurul obiectiv important, aceasta este o concepție greșită fatală, medicii spun cu vocetare că tensiunea ar trebui redusă treptat pentru a evita tot felul de afecțiuni, prin urmare, dacă ați băut jumătate din pastila obișnuită pentru tensiune și după o jumătate de oră a scăzut, conform tonometrului, doar ușor, nu vă grăbiți să beți a doua jumătate sau a doua pastilă după prima, să prima doză de medicament. Să-și facă treaba scăderea rapidă a tensiunii, spun medicii, este extrem de periculoasă pentru vasele creierului. 4. Bea ceai există multă cofeină în ceai și excită de multe ori mai puternic decât cafeaua, mai ales în pungi. Pacienții hipertensivi, sub influența unui stereotip vechi de o jumătate de secol, cred uneori din greșeală că nu pot bea cafea, dar pot bea ceai, este un mit cafeaua, are un efect diuretic și, prin urmare, poate reduce tensiunea arterială cu 5-10 diviziune ale tonometrului, dar ceaiul conține aproape la fel de multă cofeină ca și cafeaua și conține și substanță care revigorează foarte mult sistemul nervos și cresc și mai mult tensiunea arterială. 5. Rămâneți în fața televizorului, computerului, gadgetului, absolut nu la tensiune ridicată. Cu tensiune arterială crescută, nu puteți citi, scrie, urmări TV, sta la computer și privi la un smartphone sau tabletă. Stresul asupra nervului optic împiedică întotdeauna scăderea tensiunii, prin urmare, cea mai bună soluție ar fi o plimbare pendelete în aer curat sau o activitate fizică minimă în jurul casei. 6. Nu te duce la toaletă, este foarte important să goliți vezi ca urinară cu promptitudine atunci când există o creștere a tensiunii. Dacă tensiunea a crescut destul de puternic și singurul lucru care vă este disponibil acum este să stați în repaus într-o stare înclinată, atunci cu siguranță trebuie să mergeți la toaletă în mod regulat, chiar dacă nu există senzația unei plenitudini acute a vezicii urinare. Faptul este că medicamentele care reduc tensiunea au întotdeauna un efect diuretic, prin urmare, este imperativ să goliți vezica urinară, ignorând credințele străvechi că atunci când crește tensiunea, chiar și mersul la toaletă este periculos. Medicii care au prescris medicamentul cu un salt puternic de tensiune vor avertiza cu siguranță că va trebui să mergeți la toaletă de mai multe ori, după care tensiunea va scădea ușor sub influența medicamentului. 7. Mănâncă prăjit, gras, afumat, sărat, picant acest opiu pentru oameni a fost inventat de o femeie bătrână cu coasă. Cu o tensiune crescută, ar trebui să refuzați alimentele prăjite, sărate, condimentate, afumate și picante. Astfel de alimente excită sistemul nervios și cu siguranță vor crește tensiunea arterială. Totul sărat și afumat reține apa în corp și acest lucru înseamnă că nu vor permite scăderea tensiunii, chiar dacă ați luat medicamentul obișnuit care funcționează mereu. Abonați-vă, apreciați și distribuiți. Multă sănătate! Cereți sfatul medicului pentru un diagnostic corespunzător și o opinie medicală corectă.